Radu, după ce anul acesta ai fost de două ori pe locul 2 în preferințele fanilor care votează tricolorul lunii, iată că de data aceasta ai câștigat și trofeul. Cum te face să te simți? Salut! Este o bucurie pentru mine să știu că oamenii au încredere în mine, că le place ceea ce fac și sunt încrezători în ceea ce fac. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au votat și sper, de ce nu, în continuare să iau acest trofeu. Ai trofee individuale pe acasă? Ai și altele? Care am câteva, da, am câteva de când eram junior pe la Juventus. Am mai luat jucătorul turneului sau ceva de genul ăsta, dar nimic la nivel înalt. Ai 6 meciuri consecutive ca titular în echipa națională în aceste preliminarii, la o vârstă încă fragedă. Îți imaginai acest scenariu când erai mai tânăr? De ce nu? Eu nu, niciodată nu mi-am imaginat când eram mic ce o să fie, dar simt că merit acest lucru, că sunt pe drumul cel bun, vreau să evoluez, vreau să progresez în tot ceea ce fac, iar aceste meciuri la național cu siguranță mă ajută să fac acest lucru, să capăt experiență și să pun numărul la această calificare. Întorcându-ne un pic la acțiunea din septembrie, ai avut vreodată vreun meci în carieră mai plin de evenimente ca cel cu Kosovo? Ce sentimente ai trăit la acel meci? Nu, cu siguranță este în topul meciurilor cu cele mai multe întâmplări. Cu siguranță a fost un lucru neplăcut să aflăm că acum nu o să mai putem să jucăm cu fanii acasă, dar bine că măcar poate să vină copiii la noi să se uite. Iar suntem fericiți că măcar am câștigat jocul și am pus cele 3 puncte la clasament. Joci meci de meci într-unul dintre campionatele tare ale Europei, în Serie A, ai evoluții apreciate și la echipa națională. Ce îți dorești în plus? Care sunt obiectivele tale pe termen scurt și pe termen mai lung? Pe termen scurt să continui tot așa, să acumulezi cât mai multă experiență, să progresez în fiecare zi și pe termen lung realizări atât pe plan personal cât și cu echipa. Urmează 2 meciuri din care trebuie neapărat să luăm 6 puncte. Avem elementele necesare pentru a merge la Euro după meciurile din această toamnă? Da, cu siguranță. Asta este visul nostru și obiectivul nostru. Suntem pe drumul cel bun. Nu va fi ușor. Vor veni meciuri dificile oricum, pentru că toată lumea vrea să-și facă țara mândră. Dar cu siguranță noi vom da totul pe teren, vom fi concentrați și vom lua cele 6 puncte în această campanie. Ce ar însemna pentru tine personal ca vara viitoare să joci în Germania alături de cei mai buni fotbaliști europei? Păi, în primul rând, ca și român, va fi o mândrie incredibilă să reprezentăm România la campionatul european. Iar ca fotbalist este o realizare să ajungi la un campionat european, pentru că acolo, cum ai spus tu, ajung cei mai buni fotbaliști și este o realizare. După deplasarea la Budapesta pentru meciul cu Belarus, ne așteaptă acel meci special pe arena națională, în fața Andorei, unde veți fi susținuți de mii de copii din tribune. Așa cum s-a mai întâmplat odată în 2019. Ai văzut meciul de atunci sau imagini de atunci? Și cum crezi că va fi atmosfera? Sincer, nu mi aduc aminte, dar sunt sigur că va fi o atmosferă foarte plăcută, foarte inedită. Iar abia aștept să fim susținuți de mii de copii. De la ultima campanie în care ne-am calificat la Euro 2016, România nu a mai avut un cuplu de fundaș central stabil cum este cel format dintre tine și Andrei Burcă. Cum pregătiți meciurile și ce mesaj public ai pentru colegul tău din defensivă înaintea acestor meciuri? Nu, deja începem să legăm relații de joc, începem să ne înțelegem fără să vorbim, iar acest lucru cu siguranță ajută jocul nostru, pentru că trebuie să fim în tandem. Și ce mesaj e pentru el? Public? Public. Că să stai liniștit că o să îți ia mereu spatele cum și tu o să-l ai pe meu. Dacă ar fi să mizezi pe unul dintre coechipierii tăi că va străluci în aceste 2 meciuri, pe cine alege? Eu sper să strălucim toți și să facem un meci incredibil aceste 2 meciuri, pentru că este foarte important ca să luăm punctele și să mergem în continuare pe drumul nostru. Mulțumesc și felicitări încă o dată. Mulțumesc și vă mulțumesc celor care m-ați votat.